Gedoia, jocuri și prețuri de belea! Salut și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 17 Mod Showcase pe Barbă Neagră! Ne uităm la o nouă hartă, se numește Sussex Farm și probabil videoclipul ăsta va fi demonetizat de YouTube pentru că are sex în titlu, dar el se numește Sussex. N-am idee de ce, habar nu am de ce. Vreau să ne uităm puțin, arată fix așa, un pic pe suprafață altfel dacă am pune-o. Cred că așa. Acum putem să vedem harta cel mai bine și de asemenea putem să mergem și aici. Avem terenuri pătrate, ceea ce este absolut super pentru lucrător automat și avem acilișa în stânga sus, două terenuri foarte mari pe care eu aș vrea să le am cam în orice hartă, sunt absolut superbe. Harta arată frumos, avem giratorii pe acilea din câte văd eu, avem și o pădure, bănuiesc că este asta de aici, un fel de pădure. Nu știu ce e chestiunea asta de aici, circuitul ăsta, habar nu am, dar o să mergem să vedem. Și avem și un port chiar. Dar hai întâi să ne uităm puțin tel care este treaba. Este prima dată când intru pe harta, așa că nu știu prea multe despre ea, o să facem la prima vedere. De câte văd, începem cu o combină cu două tipuri de atașamente, și de grâu și de porumb. Avem pacilișan, că ceva am văzut eu un tractorel cu alea așa, cu o semănătoare și un disc. De fapt nu, sunt două semănători cu alea așa. Nice, frumos și el. Și mai avem pe aici ceva, ia uite, avem plug, avem disc, avem încă un tractor și văd că tematica este verde cu portocaliu. Văd că omul s-a chinuit un pic ca să le aleagă și să le asorteze, totul este verde și portocaliu, mie-mi place. Mie-mi place tematica asta, inclusiv sprayerul și containerul pentru sprayer ca să-i mărească capacitatea, din nou, tot o Valtra verde cu portocaliu. Ok. Ok, destul de interesantă chestia asta. Pe jos avem diferite texturi de pietriș și pământ. Ăsta este silozul, foarte, foarte încăpător, aș spune. Nu sunt sigur de țeava asta, dacă... Mie mi se pare prea jos. Prea joasă țeava, dar poate n-o fi. Dar mie așa mi se pare că e prea joasă. În fine. Destul de tari chestiile astea. Nu știu exact, nu prea par să funcționeze, dar îmi place modelul. Cred că e prima dată când văd modelul ăsta de siloz. Dar asta e un siloz interesant. Îmi place silozul ăsta. Asta e un siloz interesant, are atașat aici, nu știu, un generator, ceva, habar nu am, este acolo, aburi. Dar e mișto ăsta, ăsta chiar îmi place, wow, ok. Asta mi-a atras atenția. Nuggets-uri pe aici, o grămadă, am luat 10 deja și după aia o să ne apară și pe hartă. Trebuia să nu le iau ca să ne apară pe hartă, dar asta este. Încă un garajel mic aici cu un tractor cu front loader, din nou tot Valtra, văd că pe peste tot avem numai Valtra. Și această remorcuță mică care ne dă jocul, plus un super, super mega raft. Raftul ăsta este absolut superb și pe el putem să punem toate atașamentele, le puteți vedea aici aranjate, frumos, chestii. Nice, îmi place! Detaliul ăsta îmi place mult. Ia să vedem, ăsta se deschid. Da, aici avem mechanic shop-ul și putem să intrăm cu alea așa. Avem chiar și un motor cu alea așa în construcție, altul cu alea. Și ce mai avem pe aici? Uite, aici putem să punem utilajul, cred că are punctul... Da. Deci dacă îl urcăm aici, tractor sau orice altceva, putem după aia să-l modificăm. Tot punctul ăsta este, de fapt, zona de coliziune, zona de trigger. Ia mă, hai să facem și test. Mergem un picuț acolo, avem volanașul cu alea, am zis, bă, facem un review de ăsta la prima vedere, dar îl facem frumușel. Așa, și practic vii cu tractorelul cu alea. Da, urci ușor, ai pus frânuță. Te-ai dus, pac, și ți-a apărut Valtra și îl poți customiza, modifica și ce mai vrei tu. Destul de frumos, îmi place chestia asta. I really, really like it. Nu știu de ce avem noi niște bușteni acolo pe acoperiș. Asta e un mister pentru mine. Dar tot îmi place acel siloz. Nu știu de ce. Ăla este un siloz frumos. Aici ce avem? Aici avem un super, super mare depozit. Aici putem să ne punem noi utilajele. Chiar și intrarea este fenomenal de uriașă. Am putea să punem ce nu folosim prea des. De exemplu, dacă ai utilaje de-astea, combine de sfeclă, chestii, poți să le pui foarte ușor. Bun, în față avem porci, din câte observ eu pe hartă. Aici este spațiul porcilor, destul de mare, putem să venim pe acelea, putem să intrăm, nici o problemă. Ok, aici îi punem. În față avem două buncăre pentru silage. Îmi plac texturile pe aici, sunt drăguțe. Și în dreapta aici avem vacile. Băi, asta e o hartă foarte bine gândită, aveți linkul în descriere.
Și eu zic să o încercați pentru că e tare de tot. Prima dată când văd și eu bidoane de astea de lapte puse aici, lângă. Poate nu este cel mai sănătos lucru să le pui aici lângă chestiune, dar... A, de aici vine omul să-și ia laptele, mă. Da, mă, tare de tot. Aici mergem și ne cumpărăm văcuțe. Nice. Și aici punem apă. Un spațiu absolut imens pentru vaci. Este fenomenal. Cred că este cel mai mare spațiu pe care l-am văzut până acum într-o hartă destinat doar văcuțelor. Este drept și are iarbă, așa că putem foarte ușor să trișem un pic, fiindcă tot e a nostru, și să tăiem iarbă de pe aici. Bă, foarte tare, îmi place. I really like it. Chiar sunt impresionat, nu mă așteptam ca harta să fie chiar așa de detaliată. Avem pe aici câteva utilaje de la Lely care ne ajută să mulgem vacile. Vedem aici aparatul. Și pacilișa, cred că împrăștiem mâncare, chestii. De fapt, pe partea asta cred că vin și împrăștii mâncare și aici probabil se va face mizerie. Am putea să cumpărăm câteva văcuțe, dar lasă. Dar lasă. Le vedem pacilea. Garduri de astea pe peste tot. Bă, foarte frumos. Și o grămadă de iarbă. Chiar terenul ăsta G2 se numește, îl văd acolo. Este plin cu iarbă și putem să luăm iarbă de pe aici, pe peste tot. Bun, hai să mergem rapiduț. Dar unde este zona cu oi? Nu văd, că acum mi-apar drăciile astea, firar să fie pe ecran. Damn it! Speram să nu mai apară astea, dar asta este. N-am știut că sunt 10 nuggets-uri acolo, mă trebuie, da. Nu știam că sunt nuggets-uri acolo și firar. Și firar, asta este. Avem aici o cascadă, văd chestii destul de frumoase, iar în apă pot să intru? Nu, uite că plutesc. Și pentru un efect de alge, omul a pus și câteva crenguțe pe acelea, probabil un copac sau copaci de altfel. Prinși colea așa. Bun, dacă ne urcăm aici în sus, ce vedem de aici? Destul de interesantă harta asta, trebuie să recunosc. Are multe zone diferite. Și iarba asta, nu știu, câmpurile astea sunt foarte tare făcute. Aici puteți să observați foarte frumos draw distance-ul și voi activa FPS-ul ca să vedeți și voi ce FPS-uri am atâta timp cât vedem la distanță. Țineți cont că eu și filmez acum. Deci putem spune că se încadrează foarte bine la o hartă optimizată. Bun, ca să nu mai pălăvrăgim, hai să luăm și noi mașinuța asta. Asta ar trebui să fie casa principală, știi? Uite, cu niște roci în față, frumușel, chestii, treburi. Destul de frumos. Acum, unde vreau eu să ajung? Știi ce? Hai să mergem și vedem unde ne duce cel mai bine. Vedem unde ne duce harta. Cel mai bine-s. Avem o mașină pe aici, nu știu, pe asta pot să intru? Nu, este pur și simplu parcare cu o mașină. Ok. Sussex Lane. Banda Sussex. Pe unde o iau eu acum? Ia stai un pic să ne orientăm. Cred că la dreapta. La dreapta ar fi cel mai bine să o luăm. Hai să o luăm la dreapta. Și aici văd că se merge pe stânga. Ok, hai să-l depășim pe om. Băi, destul de tare pe aici, destul de e interesant. Eu nu am fost pe toată harta, astfel că ea nu s-a încărcat. Dacă vedeți un drop frame din cauza asta că nu s-a încărcat toată harta. Avem și un giratoriu cu alea. Hai să vedem pe unde putem să o luăm cel mai bine. Avem în față un fel de pădure, așa că aș vrea să o văd. Fiind fan păduri, aș vrea să văd pădurea asta. Uite-o aici. Asta e o pădure, ceva? Păi și stai așa, ce e asta? What is this? Aici nu pot să intru decât dacă cumpăr. Private property, man. Serios? Păi și chiar nu pot să intru? What the fuck? Ce, mă? Da, mă, nu pot să intru acolo. Ești nebun, poate pot să intru pe altă parte, cine știe. Dar pe partea asta acum chiar nu pot să intru. Fenomenal. Și o mini pădure asta. De ce nu pot să intru aici? Asta e o mini pădure. Ok, poate pot să intru pe aici, asta e. A, s-ar putea. Da, uite că am intrat pe aici, dar nu știu dacă mă duce la pădure. Avem niște case viloaie pe stânga. Țin camera de la depărtare ca să putem să vedem harta, pentru că asta este ideea. What? Avem un camping aici. Ok, avem un camping. O zonă de campare. A, de asta era privat. Nissan Cube, ce-o fi ăla? A, ce tare. Uite-mă o chestie interesantă, vezi? Ok, I like it, chiar îmi place. Avem și niște rulote de-astea mari aici. Ok, îmi place. Se aprobă. Se aprobă chestia asta. Hai să vedem pe unde o luăm acum. Practic ieșim.
Nu știu, ar fi frumos să mergem și la shop, așa că probabil o să o iau la dreapta. Ia stai să vedem noi cum sunt eu orientat după ce ies eu de aici. Deci la dreapta o voi lua. Hai să vedem cum e el pe la shop, pe acolo. Mă, tare chestia asta, văd și un castel în dreapta sus acolo. Văd un castel, ia uitați-vă acolo. Sus, în depărtare, e prezent un castel. O, ce filmare cinematică avem. Cât de fucking tare chestia asta. Uite un teren aici. Uite-mă, un teren interesant. Ăsta este terenul 28, cu o grămadă de spațiu de iarbă în față. Nu știu ce sunt ăștia, mici tufiși. Uri. Un mic... ce e asta? Habar n-am. Ceva ce spui utilajele acolo. Și terenul propriu zis. Cât costă terenul ăsta? 434.000. Un teren foarte mare. Un teren foarte, foarte, foarte mare. Bă, arată tare de tot. Faptul că ai spațiu pe aici, o grămadă. Un avion mare sus, uite-l colo. Ok, ok. Harta asta e surprinzătoare. Nu așteptam să am atât de multe surprize la ea. Hai să mergem la dreapta. Nu, vreau să mă duc în față ca să mă duc la shop. Da, hai să mergem în față, să mergem la shop. Frumușel acolo. Mamă, cât de tare ea! Big Bad, 747. Și sus avem shop-ul. Ui, stai că ăsta e giratoriu. Damn it! La giratoriu ăsta, fiindcă se ia pe stânga, ăsta se ia așa. Bă, cât de tare e aici! Ok, sincer mă așteptam ca harta asta să fie așa interesantă. Multe lucruri ce nu le-am mai văzut în alte hărți, știi, și de asta sunt surprins. Chiar și shop-ul, what the fuck, cât ai de mare shop-ul. Textura de jos e toată aceeași și nu mă încântă treaba asta prea mult, dar shop-ul e destul de mare. Avem acolo la accesul la bancă, avem iconița de shop aici și colea în partea cealaltă, partea asta de fapt putem să vindem, reparăm, modificăm utilaje. Avem o zonă destul de mare, uite, avem și niște containere pe acolo, chestii pentru a depozita vehiculele, așa că mi s-a rezolvat problema aia, știi, pe care o avem noi în harta pe care o jucăm acum. Problema în care toate, nu un cap, mai mult de vreo 3-4 utilaje pe spațiul ăla de la shop. Acum eu nu știu, aici n-am văzut drum sau ceva, dar mă duc la castel. Eu mă duc la castel, deci nici nu mă interesează. Castelul pare scalat, nu pare să fie la rezoluție maximă. Da, texturile sunt destul de frumoase, mai luăm un Golden Nugget pe acelea. Și ăsta e altfel de castel, nu e castelul ăla cu care sunt eu obișnuit. Bă, mă lași! Bă, mă lași! Ce chestie interesantă! Ok, hai să mai vedem. Stai că acum harta mi-a strânit interesul bine de tot, știi? Sunt chiar curios să vedem ce mai e pacilea. Deci o iau în jos și dacă urmez, unde ajung? Ia stai. Ajung la capăt. Hai să vedem marginea, hai să vedem marginea, să vedem cum arată marginea. De ce nu? Why the hell not, man? O grămadă de iarbă, vedeți, și pe peste tot vezi numai iarbă. Un drum în jos. What the fuck? Deci aia practic e sfârșitul hărții acolo. Și am un drum aici, nu știu ce tractor urcă pe aici, fraților. Dar avem un drum pe aici. Ok, încă un teren cu acel grajd. Probabil toate terenurile au grajduri de alea ca să-ți pui utilajele. Vai cât de tare e pe aici cu... Oh, wow. Să vă zic că îmi place teribil de mult acest gard. Ok, chiar îmi place teribil de mult acest gard. Superb. Absolut superb pe aici. Și dacă e la dreapta... Asta e pădure? Asta se vrea a fi un pic de pădurice. Și aici o casă. Wow, și pot să și vin pe aici. Bă, frumos. Ce să faci? Frumos. Deci pe lângă agricultură merge să te și plimbi, ceea ce e absolut superb. Și dacă iau la dreapta? Dacă iau la dreapta, uite, am drum special și pot să urmez. Demențial. Ok, și brazii de pe aici pot fi tăiați, niciun fel de stres. Încă un teren relativ drept pe stânga. Și acum mai ajungem undeva. Tot așa, uite, un grăjduleț colea. Două grăjdulețe colea și puse cumva aici sus. În regulă. Deci după ce depozităm, venim pe aici jos și avem acces la terenul 32, care e în partea asta. Aha, cu tot cu portița, mă. Oh my god. N-am apăsat pe nimic, pur și simplu s-a deschis. Vai, cât de fucking tare. Ok. I like it. I really, really like it. Chiar dacă sunteți în căutare de
o hartă, vă sugerez să o încercați pe asta. Să vedeți dacă vi se potrivește. Eu cred că chiar merită să jucați pe ea. Dacă noi nu avem seria asta în desfășurare, poate o încercăm și noi. Foarte tare, foarte tare. Îmi plac drumurile astea, sunt mari, sunt și decorate, cu guard view, cu de toate. Oh, shit. A, se deschide asta chiar dacă nu sunt jos. S-a deschis poarta chiar dacă nu am fost jos. Ia mă, să mergem la coastă. Suntem pe coastă aici. O să stric un picuț. Deci ăsta este terenul și după aia dăm plaje cumva. Asta e un concept ciudat. Da, asta e un concept foarte ciudat. E acea barcă în dreapta pe care o știm cu toții din toate hărțile. Și acum pe harta arată cum că noi am merge chiar prin apă. Deci harta văd că e un picuț descentrată acolo așa. Din nou, o grămadă de spațiu verde pe care îl putem valorifica fix cum vrem noi. Wow, aici este un teren G6 și G5 vine de la grass. Faptul că sunt terenuri speciale doar pentru iarbă. Și în fața aici, bănuiesc eu că avem biogasul. Este? Aici bănuiesc că avem biogasul, judecând după cele două bloburi rotunde. Uite, biogas. Ia, dragilor, să vedem cum avem aici. Ok, avem o chestiune de măsurat cu alea, așa, cantitatea, să vedem ce avem probabil. Un punct de vânzare care este jos. Mulțumim că este jos. Și două buncăre. Două buncăre cred că avem aici, nu? Două buncăre mari și tari. Avem chiar și rolele care se folosesc, nu știu, am impresia că rolele astea sunt prea mari, dar acum Dumnezeu cu mine, habar nu am. Se folosesc pentru a acoperi. Oricum, o să ne ajungă 1000 de ani rolele alea, deci asta e categoric. Biogasul, biogasul primește un 7, adică mi se pare că se putea un picuț mai bine la biogas. Dar frate, cât de tare sunt ieșirile astea. Astea sunt niște ieșiri tari de tot. Hai să vedem cum e portul, sunt curios cum e portul. Și ce putem să facem la port, dacă putem să facem ceva la port. Foarte mare, din nou văd avionul la îndepărtare. Am mai văzut portul ăsta, așa că nu sunt super mega surprins. Am pe aici o grămadă de vase de-astea. Macara. Avem și bărci în depărtare, chiar și iaht. Ok, asta e relativ ceva nou. Pot să trec pe aici? Sunt curios. Da, mă, uite că am putut. Ia mă să vedem iahturile alea. Vedem cu ce se mănâncă. Oare pot să ajung la ele? Da, mă, uite că pot să ajung la ele. Vai, câte bărci avem pe aici, Jesus. Ok, hai să aprindem și noi FPS-ul. Tot 60 avem și aici. Deci nu ne scade cu atâtea modele. Bă, cât de tare. Și pot să mor pe ele. Uimitor. Chiar sunt și sunete de pescăruși chestii. Iar astea sunt și ele animate. Oh my god, cât de tare. Am căzut. Și mai pot să mai sar. Ce mă fac? Nu mai am ce să mai fac aici. Nu mai am. Pot să mă urc în jos? Nu pot să mă urc în jos. Dar oricum astea sunt animate, uite-te și tu. Chiar și... chiar și ăsta e animat. Cum se numește, doamne? Pontonul. Chiar și pontonul e animat. Cât de fucking tare. Nice. Avem și un far aici. Și o grămadă de roci ce îl înconjoară. Să-i dea un aspect mai frumos. Wow. Ok. Frumos. Îmi place. I like it. Îmi place. Hai să vedem unde mai putem să mai mergem. Tot așa interesant. Cred că de aici am putea să mergem foarte ușor la pădurea din dreapta. Da. Putem să mergem acolo, dar acolo, la dreapta, acolo. O să țin harta puțin tel deschisă. Vreau să mă orientez. Avem și aici silozuri de stat depozitat. Eu stau, noi locuim aici foarte aproape de port. Și, într-adevăr, chiar așa e, cu silozi, cu corăbii de-astea mari, e fix ca aici. Layout-ul diferă, evident. Pe aici trebuie să ies în regulă și după aia o voi lua la dreapta. Bă, ce strângi, ce chestii pe aici. Foarte multă muncă pe cel care a făcut harta. Năisuleț, se aprobă. Mergem mai în față, avem terenul, bineînțeles, drepte pe stânga și pe dreapta, acolo așa. Și în față ar trebui să vedem o pădurice. Bănuiesc eu că asta e pădure, nu? Ok, e un spațiu foarte mare la dreapta. Aici probabil, băi, cât de tare e. Deci aici poți să spui tu, de exemplu, dacă vrei, o fabrică de pește sau fabrică de caviar.
Ai un spațiu destinat special acestui lucru. Asta ce e, o mină? What the fuck is that? Ok, asta e o gaură. Asta e ciudat. Ce ar trebui să fie asta? Un părculeț? Ceva? Nu știu. Dar îl puteți transforma foarte ușor într-un spațiu. Uite că are și intrare oficială de acolo. Și puteți să puneți orice fabrică aici. Dacă omul a făcut chestia asta cu ideea de a face fabrică, e genial. Dar nu știu sigur dacă asta a fost ideea lui, prima lui idee. Și asta ce e? Un stadion uitat de vreme. Asta e un stadion acolo sau de asta de călăresc. Aba, nu mai e cu... e cu asfalt, înseamnă că e cu racing ceva și asta e un fel de parcare. Habar nu am, dar nu-i pădure, mă așteptam să fie pădure chestia asta aici. Bă, tare de tot. Chestia că putem să punem aici noi ce vrem noi, uite. Poți să pui pe aici, astea sunt spații goale. Apoi nu știu dacă le-a lăsat intenționat sau nu, dacă le-a lăsat intenționat putem foarte ușor să punem fabrici. Fie de cherestea dacă nu există, fie de orice altceva, știi, precum... pește, caviar, chestii. Tare. Unde mai putem să mai mergem? Uite aici pe dreapta pare a fi un lac sau ceva destul de interesant. Da, hai să mergem un pic mai în față și la dreapta. Gen pe aceea. Și asta ar trebui să fie un lac? Cred că putem să furăm și apă de aici, este? Da, mă, uite, puțină rezervație naturală avem aici. Avem niște rațe. Pești! Avem pești, du-te încolo, avem pești pe jos. Ia uite. Ia uite pești cum se duc. Wow. Nu cred, mă, că au pus cal. Ah, nu e cal, e câine. Pescarul cu câinele frumos, avionul acolo. Bă, e plină de viață harta asta. Îmi place că au pus crângile acolo jos, pentru că chiar îți dă impresia, știi că sunt algelele de pe fundul mării și rățuștele astea care sunt animate. Cât de tare, avem și pești sub ele acolo. Wow. Tare, bă, niște detalii de, știi, nici nu prea s-a concentrat pe farming omul. A vrut să facă o hartă frumoasă din toate punctele de vedere, nu neapărat din farming. Terenurile a scăpat destul de ușor cu terenurile, bă, le fac drepte să n-aibă lumea probleme cu ele, foarte bine. Ce să mai, nota 10. Pot să trec prin gardul ăsta? Nope. Deci prin gardul viu nu putem să trecem. Asta eu o văd ca un dezavantaj. Pentru că și în realitate dacă vrei să treci printr-un guard view, poți. Îți cam strici mașina, dar poți. Nu știi, nu e ca copacii din, de fapt, ca copacii din GTA, știi? Așa, hai să vedem pe unde am mai putea să mai mergem. Dacă o luăm în dreapta sus. Ah, ok, mă, da, la farmul ăla. Ok, ok. Deci vreau să iau pe aici. Pe aici vreau să iau. Și după aia, avem noi o fermă pe aici, pe undeva. Am o treci. Gata. Și asta ce? Asta este ferma noastră în stânga. Și pe undeva prin dreapta ar trebui să vedem ferma noastră, ferma cealaltă. Aha, am văzut acolo în dreapta. Ok, poate putem să o luăm pe aici. Asta este un alt spațiu. What the fuck is that? Asta e un tunel. Să vezi că nu putem să intrăm prin tunel. Am putut să intrăm prin... What the hell? Pot să intru și prin tunel. What? Ok, munți în depărtare, un giratoriu cole așa și cam pe aici ar trebui să se finalizeze harta. Mă, cât de tare! Acolo ok și în față avem niște brazi buni de tăiat. Un mini forestry, deci din câte văd nu avem o hartă, o pădure dedicată special, dar asta o putem considera pădure. Avem chiar și drumul, o grămadă de spațiu, prea mult după părerea mea. Wow, ok. Dar unde-i drumul de ieșire? Unde, cum pot să ies de aici? Oficial vreau să ies de aici, știi? Ia, dragă. Uite pe aici. Wow, deci omului i-a plăcut foarte tare drumurile astea mari. De obicei lumea face drumuri cât mai micuțe, știi, înguste, ca să aibă loc pentru spațiu. Dar omul nu, omul s-a axat mult de tot pe drumuri. Și există o grămadă de spațiu între terenuri, văd. O grămadă, adică uite-te și tu, alea sunt terenuri diferite acolo. Și practic nu există nimic să le delimiteze între ele. Foarte tare. Denivelări pe aici, așa că trebuie să avem grijă. Oho, ce denivelări, frate, dacă poți să sari, știi că sunt denivelări.
Ușor. Nici nu știu unde am ajuns, sincer. Drumul ăsta e atât de lung. Ia. Asta e altă fermă. Nu știu unde am ajuns aici. Stai așa. Asta e ferma noastră. A, fix unde vreau să ajungem. Cum se numește chestia asta? Trompton... Plumpton Farm. Ok, asta e tare. Plumpton Farm-ul ăsta este tare. Avem și pe aici tractoare. Tot Valtra. Este tot Valtra? Ce e asta? Pare a fi tot Valtra, nu știu ce e asta. Linder, ok, nu e Valtra. Asta nu este Valtra. Avem aici un mic bunker pentru silage. Spații de depozitare, chestii micuțe. Aici ne putem băga, cred că doar atașamentele frontale. Un spațiu de depozitare. Aici putem să băgăm, ia uite, avem chestia și baloți. Dacă alegem, eu cred că o super mică fermă. Văd un excavator eu acolo în depărtare și niște terenuri relativ micuțe pe aici. Asta ce e aici? Roșii, nu cred, avem roșii. What the fuck? Sunt și ierbicitate, nu știu ce. Udate, habar n-o. Cât de tare. Bă, o grămadă de detalii. Deci, vă spun, cu farming-ul mai puțin, cu restul, harta s-o putem folosi și în alte jocuri. La câte are. What the fuck? Asta e o... astea sunt fiare veche aici. Este? Te avem o mașină tunată acolo. Bă, aia zici că din My Summer Car, frate. Wow. Bă, tare de tot. Și aici a depozitat omul o grămadă de mașini. Modele ce le-a găsit și el, probabil. Dar le-a luat roțile, știi, se pare cât mai autentice. Ok. Tare. N-are nicio legătură cu farming-ul, dar e mișto să ai, frate. Adică chiar e mișto. Aici au plantații de pomi. Ăștia nu sunt în ultimul stadiu de creștere, din câte văd mai e un pic. Și asta se vede că e plantație, că e făcută pe drept așa. Și vii, tai frumos, să-i lua pomul. Bă, o nebuneală de hartă, pe cuvântul meu. Deci chiar o nebuneală de hartă. Am mai fost, am mai scăpat undeva. Nu, sus am fost, jos am fost, stânga am fost, dreapta am fost. Nice, ce să mai. Bă, frumos. Frumos de frumos. Uite, lăsăm așa cu avionul și... Aveți în descriere link-ul dacă vă interesează să o încercați. Eu cu siguranță aș încerca-o. Deci chiar mi se pare o hartă bine făcută și interesantă. Cu multe idei pe care nu le-am văzut în alte hărți, știi? Și asta mă determină să joc. Și până data viitoare, v-am salutat!